Marele voievod Ștefan cel Mare spunea că Moldova este a copiilor, copiilor, copiilor noștri. Și municipiul Chișinău este al copiilor noștri, iar părinții lor au nevoie de locuri de muncă pentru a-i crește. Noi vom avea grijă de acest lucru. Aici am deschis un parc industrial, unde vor fi create peste 4.000 locuri de muncă. Iar în următorii 4 ani, încă 20.000. Pentru ca tinerii să rămână acasă, iar familiile să nu se despartă. Trebuie să muncim în continuare pentru modernizarea sectoarelor orașului, pentru a avea cartiere curate și amenajate. Suburbiile vor rămâne în componența municipiului Chișinău. Împreună vom dezvolta capitala. Și atunci vom avea un oraș cu care să ne mândrim, în care să trăim în liniște și siguranță. Un oraș al viitorului pentru copiii noștri. Așa cum spunea Ștefan cel Mare. Sunt obiective concrete pe care le vom realiza împreună.